altă parte însă, scandalul cu Vasilică Cetărașu a ajuns în faza în care Vasilică trimite un răspuns și o să vreau să spicuiesc din el. Deși nu-mi doream să fac parte din această situație mediatică care mă dezgustă, de dragul oamenilor și din respect pentru cei care apreciază ceea ce fac, simt nevoia să aduc niște lămuriri și să prezint un drept la replică. În urma unei solicitări scrise formulate de către avocatul meu și înregistrate la parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare, mi s-a comunicat faptul că există un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală și lovire sau alte violențe. Deocamdată eu nu am nicio calitate în dosar, cercetările efectuându-se doar cu privire la faptele reclamate. Oficial nu mi s-a adus la cunoștință nicio acuzație de către organele de cercetare penală și nici nu am fost solicitat să mă prezint la poliție pentru a fi audiat. Trăim într-o țară liberă și orice persoană are dreptul să reclame orice. Asta nu înseamnă că sunt vinovat de săvârșirea faptelor reclamate. E adevărat că e un moment mai dificil pentru mine, poate cel mai dificil din carieră, dar sunt binecuvântat că am susținerea unei soții superbe și a unei familii minunate. Am fost conștient încă de la începutul carierei mele că pot apărea și asemenea situații în care anumite persoane să se folosească de tot ce am construit din motive care mă depășesc, însă, după cum am mai spus, am încredere în sistemul de justiție și deocamdată consider că trebuie lăsate organele de poliție, de ordine, să-și facă treaba. Adevărul nu poate fi decât unul singur și sunt sigur că va ieși la iveală până la urmă, deoarece și finalul, vă rog să-mi respectați decizia de a fi mai rezervat în declarații, deoarece așa mi se pare normal. În momentul de față sunt angrenat în mai multe proiecte artistice, iar timpul liber pe care l-am, îmi doresc să-l petrec alături de familia mea. Nevinovăția mea va rezulta din anchetă. Vasilica Godja, așa îl cheamă, dacă nu știați, pe Vasilica Cetărașu. Doamna respectivă apare în continuare, am văzut-o și aseară, într-o emisiune, povestind exact cum s-a întâmplat, nu s-au cunoscut dinainte, cum a zburat șaurma peste față, cum, de fapt, Vasilica n-ar fi ajuns în niște situații intime, dar cumva lenjeria doamnei s-ar fi rupt. În orice caz, sunt multe lucruri de lămurit și sunt convins că imaginea va deveni din puțin blurată într-una foarte clară. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și astăzi. Mâine ne vedeți cu o ediție cu totul specială. Ia zi, Adriane!